strângală. Deci ai râs cu el, ai pentru stat la masă pentru cu el, că noi am discutat ai făcut lucruri pe care m-ai judecat pe mine, lasă-mă să vorbesc, m-ai judecat pe mine că îl fac și el nici măcar, adică te jignise pe tine, ok, nu e ok, dar... Dar tu ce faci acum? Te scuți și te acuzi acum? Cu ce cine se scuză, se acuză. Ce vrei să scoți acum în evidență, că nu înțeleg. Să scot în evidență că tu nu ești femeie, că eu nu sunt femeie. Bine. Gata, bine. Vă rog. Adică, păi nu, doamna Andreea, dar gata, m-am săturat, m-a făcut de atâtea ori. Pentru iar că mie mi se pare Sebastian, foarte urât. Lasă-mă să termin să vorbesc. Cu Sebastian zice de noi că nu-l criticăm, dar ea ce-a făcut ieri? Mai avea puțin și a acceptat de și cu... el. Păi Virginia, exact. Tu acum ești nu în cap. Ascultă-mă să zic de ce am spus asta. Lasă-mă să termin. Nu mă pune tu pe mine să zic să-l critic pe Sebastian. Eu n-am spus tu... asta. Ba da, Roberta. Eu am și spus ce femeie ești tu când tu ai fost pus la tine în situația ce asta și tu... Uită-te la tine ce accept și după vorbește de bine restul, da? Să... Ce accept? Cum ce accepti? Ce accept? Ieri mai aveai puțin și timp pe care te duceai la date cu Sebastian. Tu nu spune acum că vai, noi nu-l vedem pe Sebastian. Bastian, înseamnă că dar eu ți-am spus ție, Virginia, că să fii femeie, pentru că la modul că tu ai trecut prin chestia asta cu Robi și tu le ții tot lor partea, bărbații. Păi ai fost și tu da, cu situația mea. Partea, și... Pentru că eu lui Robi niciodată nu l-am denigrat cum ai făcut tu cu Sebastian, chiar dacă el poate... Bine, Virginia, nu aici era vorba să nu contează dacă l-am denigrat sau care nu s-a denigrat. Într-o despărțire, cum am vorbit eu cu Robi și cum ai vorbit tu cu Sebastian. Nu a fost vorba, n-a fost comparație aici, a fost vorba de femeie. Gata, Roberta, ai făcut această comparație, du-o până la capăt. De ce am spus? Tu că ai făcut trebuie comparația. Să fie femeie, nu pentru ai că a cum fost să le compari. Și ea în situația da, mea. N-ai cum să compari. Și ea acum... N-a fost pusă în situația ta, ea... A fost în situația ta, dar în alți termeni. Da, în alți termeni, în niciun caz așa. Adică dar eu am mă refer ca și femeie, dacă ai trecut prin ca și femeie, ea și-a acceptat lucrurile, dar în alți termeni. Ea și-a dus relația cu Robi în alți termeni. Ei au avut o altfel de relație, dar o altfel de despărțire. N-am spus că am avut o altfel, ea a avut o altfel de atitudine. Bun. Îți traduc eu o atitudine corectă de femeie, nu ca tine. Gata, potoliți-vă. Nu poți să compari situațiile. Eu n-am spus că avem o că am avut o relație asemănătoare. Am spus doar că în momentul în care vezi o femeie că e pusă în situația asta, ar trebui să empatizezi cu ea. La modul ăsta m-am referit. În schimb, ea doar... Eu n-am dat niciodată în ea când Robi dădea în ea și era atunci la început în certuri și așa mai departe. În schimb, ea face chestia asta de câte ori prinde ocazia când ei băieții sau Sebastian vine cu acuzația asupra mea să dea și ea să facă același Roberta, lucru. N-am fost în și chiar este deranjant când văd că niște fete, femei, care... Dar cu ce a dat în tine, Virginia, astăzi? Păi au început toate să sară că când a spus nu, Sebastian nu, te-au rugat, că... Virginia te-a rugat să nu le jignești, să nu, păi nu le jignești pe toate. De ce ne jignești și pe noi? Păi nu le-am jignit. Și Rebecca ți-a spus asta și Julia? Păi Julia, mă rog, cu Rebecca am spus clar de ce, pentru că eram supărată din ceea ce am văzut în... Da, dar nu ne, în episod. Dar nu am jignit. Am spus că ar trebui să fiți și voi femei. Păi cum adică? Că suntem femei și ar trebui să empatizăm păi noi suntem între noi. Sau nu suntem? Deci, stai puțin. Roberta, eu tu nu poți să empatizez cu tine când mie mi se pare greșit ce faci. Nu am cum să empatizez cu o femeie ca tine cu atitudinea ta față de fostul ei iubit. Ok, de exemplu, zilele trecute... Și atunci eu nu am cum să empatizez cu tine. E simplu, tu ai empatizat cu mine pentru că eu am avut o atitudine demnă față de omul ăla, indiferent de ce mi-a făcut și niciodată n-am venit să-l bălăcăresc cum ai făcut tu cu Sebastian, deși tu nu ai avut motiv în afară că s-a luat el cu ținuta, ok? Nu mă interesează chestia asta, dar nu ne compara vreodată pe noi două, că nu există comparația asta, ți-o garantez, da? Da, Andrei. S-a văzut clar, stai puțin să termin, și tu acum ești, vai, că ne empatizăm noi cu tine, de ce am empatizat dacă mi se pare greșit ce faci, că l-ataci cu omul ăla și vrei să fii victimă în continuare și că te gândești la tine. Da. Și când ai fost la pentru masă, nu ai spus. Gata, stai puțin, este mie foarte... Mie nu mi s-a părut Roberta, că am greșit Sebastian. Roberta, Sebastian ți-a reproșat astăzi exact ceea ce ți-au reproșat fetele în trecut. Ele n-aveau cum să empatizeze cu tine într-o situație pe care și ele ți-au adus-o aici ca o, pe o problemă. Mai exact, că dai like-uri la comentariile negative despre ele. Postează. Da. Înțelegi? Dar sau repostezi? Nu a fost vorba despre asta aici, pentru că nu am făcut asta. Am repostat decât clipul ăla și atât. Și nu a fost bun, dar este tot cam aceeași situație. Da. Găsesc răutăcios bine în online, dau like.
sau repostez. Nu mi s-a părut ceva răutăcios, pur și simplu. Au fost vorbele mele, adică... Bun. Simt că e un deja vu. Ne întoarcem în trecut și vorbim despre același subiect. Exact. Eu n-am considerat că e răutăcios, da, dar toată lumea, a considerat că este răutăcios. Eu am mai vorbit cu tine și ți-am zis, cea mai dureroasă armă este să-i dai indiferență. Dar nu vrei să-i dai indiferență pentru că ții la ea. E, dacă nu vrei să-i dai indiferență, vorbește frumos cu ea, frate, dar că tu pici bine. Eu nu eram așa, uite și... Am înțeles, dar măcar vorbește frumos, nu mai ridica tonul. Treceam pe lângă foste, nici nu mă interesa. Mai știi când am intrat în casă că mi-ai zis tu mie că poate, nu disperarea, dar zi, apropierea asta atât de rapidă și atât de repede, poate se datorează faptului că ai stat foarte mult singur. Da. Și simțeai nevoia de o femeie în viața ta. Și de aceea te-ai deschis. I-ai dat totul din prima, te-ai deschis. Poate i-ai dat un confort emoțional, să zic așa, mult prea mare, foarte mare. Știa că nu poate și pierdă. Acum oarecum gândește, bă, ăsta oricum nu se desparte de mine, că eu îl văd că a plâns pentru mine în emisiunea asta, a stat pentru mine în emisiunea asta, mi-a luat apărarea și profită. Și acum oarecum nu să mai profite. Acum poate s-a trezit puțin la realitate și zice, bă, ăsta e cam serios. Poate e un risc să ne desfășurăm. Să pierzi, da. Nu știu ce să zic. Eu atâta zic. Nu vă mai vorbiți urât. Te cer la și zici, băi, puteți să vorbim și noi ca doi oameni normali. Eu ca să scoate din cap, eu nu mai trebuie să mai stau aici. Eu trebuie să mă duc să plec în gând de viața mea. Cere, dă-ți să iei cu sonul jos și ieși afară. Păi mâine îmi zic stop. Acum, de ce mâine? Mâine îmi zic stop. Nu, frate, ieși acum și te descalifică, de ce? Poți să zic ceva, vă rog? Ea ne spune, nu o să empatizăm, dar Roberta, din moment, dacă eu te-aș fi văzut pe tine, vorbesc de mine, nu știu, de eu, dacă aș fi văzut că tu ai fi zis, măi, eu chiar nu mai vreau cu omul ăsta și după chiar te fi ținut pe poziții, băi, poate atunci să... chiar empatizam. De ce? Am spus eu că vreau să mă împac cu el? Păi nu, așa, păi nu, Roberta, dar la tine știi cum este, tu vii, vă bălăcăriți, îl bălăcărești și după a doua zi plângi, îmi pare păi rău, asta faci tu. Îl țin la tine. Păi asta faci tu. Eu nu l-am bălăcărit niciodată pe ea. Tu? Doamne, ferește. Adică aici chiar nu ai bine, nu trebuie să vă comparați. Nu, dar nu mai comparați relații. Păi tu l-ai făcut pe omul ăsta fals. Ai zis că s-a dus la spital așa să se victimizeze. Adică, pe bune, dacă noi am vedea la tine că tu chiar nu accepti un om de genul, eu sunt 100% convinsă că toată mi-a empatizat, dar dacă tu zici că nu poți să stai cu un om de genul lângă tine, dar tu a doua zi îl vrei înapoi, păi normal că noi nu putem să te mai luăm în serios și automat nici băieții. Nu, eu tot n-aș empatiza pentru că mi se pare că ea nu are dreptate în subiectul Roberta Sebastian. Adică ți se pare că el are dreptate? Da, dreptate, nedreptate, e treaba lor, dar dacă eu văd un om că e în continuare, adică eu încep să cred că lor le place așa, se ceartă și se împac, atunci e problema lor și rezolvă ei. Măcar să nu se mai jignească dacă le place așa. Dar tu, Virginia, când Giulia făcea același lucru, gen ce a făcut Sebastian atunci în lipsa mea? Tu de ce te luai tot de Giulia? Eu uite că păi nu am luat de Giulia. Roberta, fii atentă, vorbim per total. Situația Roberta Sebastian, că nu ai tu dreptate, unul la mână, doi la mână, din ce am înțeles, el pusese punct, trei la mână, deci eu nu am spus niciodată, ca a zis și Julian episodul trecut, că ea nu a avut respect față de mine. Robin a avut respect față de mine în interacțiunile lor, ea n-a avut respect față de ea, asta a fost părerea mea acolo, da? Despre asta e vorba. Eu știu că de deci câte ori erau ceva între ei, vrea, te luai de ea. Nu m-am adică luat de el vis-a-vis de mine și am spus că ea ca femeie nu e ok ce face pentru ea, nu pentru mine. Bine. Ce ai comparat tu acum? De aceea sunt diferite situațiile. Sunteți diferiți, aveți interacțiuni diferite, cunoașteri diferite, sunt diferite. Okay. Și eram împreună cu Robi și... Tu îți dorești ca ele să empatizeze cu tine, dar ele nu pot empatiza cu tine din mai multe motive. Eu am deschis subiectul date-ului. Nu, doamna Andreea. Ca într-o glumă. Nu a fost așa, au avut discuții și după. A zis și Patrick de dimineața, în dimineața respectivă, a zis și Patrick pe corecțiune. A zis Patrick, vă trebuie un date. De la ea a pornit, da, de la Patrick și atunci, dar ce e greșit să se ducă la un date? Nu, Patrick a zis într-o glumă, cred că o să primiți un date. Exact, da. În glumă. Da. Dacă tot ea l-a zis, Rebecca tot insista. Și probabil și Rebecca glumea. Eu doar nu mă asculta pe mine, Sebastian. Mie mi se pare răutate, de ce? Pentru că eu dacă sunt într-o relație, cum aș putea să zic de ea? Sau să-i zic lui Antoni, de ce nu te duci, Antoni, la un alt date? Diferită. Tu ești diferită. Roberta, tu spune când dorești rău unui om, când tu mi-ai făcut ce mi-ai făcut, pe bune. Păi, nu știu cum poți să ai tu păi mi să-mi spui păi că tu mi-ai făcut mie rău. Și s-a întors, despre asta e vorba. La un moment dat toate se întorc în viață. Nu, este fix invers. Roberta, acum este o glumă pe care a făcut-o. Nu se face nici în glumă. Dacă ești femeie și te respecti, nu cred că poți să faci chestia asta. I-am zis și Alexandre să ducă la date cu Patrick.
Ce? Deși ea, după ea... i-ai sărit în cap. Păi... Bun, dacă a fost o glumă și n-a fost o răutate, vrei să-i spui că ți pare rău, Rebecca? Da, mie îmi pare rău că vă cuia se atacă din orice, dar oricum să-mi zici mie, să-mi dorești, practic tu îmi dorești rău mie, cum spun chestia asta. La mie eu am văzut glumă, că pur și simplu mi-ai dorit răul. Asta se vedea. Noi avem acolo o relație încât eu să stau să voi nu spun chestii, să... Dar Robi care a zis că... Dar Robi care i-a spus, iartă-mă, Robi care i-a spus lui Sebastian că ar trebui să te îmbolnăvești mai des ca să se simtă și el mai bine în casă. Păi de la Robi nu aveam așteptări. De la Rebecca, da. Nu, nici de la ea n-aveam, dar ea e femeie și are o relație aici și ia foc de la orice când vine vorba de Anthony. Și mi s-a părut răutăcios pentru că în momentul în care e vorba de mine, ea așa devine. Păi ok, doamna Andreea, dar de la asta să îmi spui că las că ți-ntoarce ție. Pe te interesează, tu până la urmă, da, Rebecca, nu mă interesează, totul nu mă interesează, dar ea zice de mine că eu îi doresc rău, când de fapt ea mi-l dorește și s-a văzut emisiunea asta cine a vrut rău cui. Bun. Da, ok, ar fi să vă oricum, înțelegeți pare așa. Că te-a afectat prea mult gluma mea. Nu știam. Ok, nu, ar fi să vă înțelegeți așa tot timpul. Așa, exact cum vorbim și acum, să vă înțelegeți așa.